Salutare! Astăzi vom vorbi despre cum tratăm reumatismul. Bolile reumatice sunt afecțiuni dureroase cauzate de inflamație, tumefiere și durere în articulații sau mușchi. Unele boli reumatice, cum ar fi osteoartrita, sunt rezultatul uzurii articulațiilor. Altele, precum artrita reumatoidă, apar atunci când sistemul imunitar devine hiperactiv și atacă garniturile articulațiilor, cauzând dureri articulare, umflare și distrugere. O primă condiție este ca boala să fie diagnosticată din timp. Orice durere articulară persistentă trebuie să ne trimită la reumatolog. Alte simptome sunt reducerea mobilității articulare, dificultatea de a merge sau de a îndeplini activități profesionale ori casnice uzuale. Odată diagnosticată, boala presupune un tratament pe termen lung, la care aderența este obligatorie. Care sunt principalele simptome în reumatism? În majoritatea cazurilor, reumatismul apare ca urmare a unei dereglări în sistemul imunitar. Cauzele nu sunt în totalitate cunoscute, dar factorii genetici și unele infecții pot avea un rol în dezvoltarea și apariția reumatismului. Reumatismul apare atât la bătrâni, cât și la copii, evoluând diferit de la o persoană la alta. Unele forme mai grave pot duce la blocarea articulațiilor, a organelor interne și chiar la deces, netratate la timp. Pot exista mai multe simptome în reumatism. Durere articulare, la schimbarea vremii, durere ocazionale, după un efort, sensibilitate la frig și accentuarea durerilor în anotimpul rece. Durerile sunt la început de intensitate ușoară spre moderată. De asemenea, o cauză declanșatoare poate fi o infecție streptococică, netratată sau tratată ineficient. Durerile pot fi ignorate la început, dar devin insuportabile și pot duce la restrângerea activității zilnice uzuale. Este vorba de multiple afecțiuni. Diagnosticul diferențiat exact îl poate pune doar medicul specialist, după un consult aprofundat și după efectuarea mai multor analize sanguine. Este foarte important să se apeleze la medicul specialist de la primele simptome ale oricăror boli. Diagnosticate din timp, bolile reumatismale pot fi ameliorate parțial sau total. Bolile reumatice pot determina în timp handicap, incapacitatea de muncă și dependența pacientului de familie, afectând sever calitatea vieții tuturor celor implicați. Prezentarea timpurie la medic este esențială, deoarece diagnosticul precoce și tratamentul corect determină o evoluție mai lentă sau chiar remisia temporară a bolii reumatice. În ce constă tratamentul reumatismului? Tratamentul reumatismului este complex și ar trebui să cuprindă tratamentul alopat intern și extern, fizioterapie, exerciții fizice și dietă. Tratamentul alopat intern în reumatism pentru ameliorarea simptomelor reumatismului vizează două aspecte. Unul este cel structural și constă în administrarea de substanțe cu structură asemănătoare componentelor cartilajului articular. Celălalt este cel simptomatic și se axează pe reducerea durerii și inflamației articulare prin medicamente cu acțiune antiinflamatoare, analgezică, suplimente alimentare naturale. Tratamentul alopat extern în reumatism. Aici putem folosi unguiente, geluri, creme. Urmărește intensificarea circulației sanguine locale, reducerea durerilor, relaxarea și detensionarea musculaturii, calmarea inflamațiilor, diminuarea intensității și frecvenței crizelor de reumatism, încetinirea procesului degenerativ articular. Fizioterapia și rolul ei în reumatism. Fizioterapia reprezintă o metodă adjuvantă de mare valoare atunci când se asociază terapiei medicamentoase. Dintre efectele fizioterapiei menționăm efect antiinflamator, refacerea tonusului muscular, reducerea spasmelor musculare, efect analgezic, efect sedativ, îmbunătățirea circulației arteriovenolimfatice. Fizioterapia este indicată în toate afecțiunile degenerative ale scheletului, îndeosebi în artroză și în bolile articulare inflamatorii, gută, poliartrita reumatoidă, în general între două reprize. Ea permite atenuarea durerilor, prevenirea sau diminuarea unei reduceri articulare,
restaurarea forței musculare în jurul unei articulații. Dieta și rolul ei în reumatism. Dieta are o importanță majoră în tratamentul bolilor reumatice. Pacienții obezi vor fi sfătuiți să scadă în greutate. Dieta va fi săracă în grăsimi animale, zahăr și făinoase, iar în cazul gutei se va evita carnea. De un real ajutor sunt legumele, fructele și peștele prin acizii grași polinesaturați, omega-3. Potrivit specialiștilor, consumul de alimente bogate în acizi omega-3, pește gras, semințele și uleiurile din semințe, reduce riscul apariției afecțiunilor reumatice. Este indicat în special peștele gras, precum somonul, tonul, dar și uleiurile de in, rapiță, semințele și nucile. Un stil de viață sănătos, fără abuz de cafea, tutun, alcool, cu mișcare constantă, au rolul de a menține mobilitatea articulară. De asemenea, o dietă adecvată poate ameliora simptomologia din bolile reumatismale, datorită unor fitonutrienți prezenți în fructe, legume, semințe sau produse din pește. Fructele și vegetalele aduc corpului foarte mulți antioxidanți, care duc la o bună funcționare a sistemului imunitar. Vitaminele A, C și complexul B ajută la diminuarea simptomelor de artrită reumatoidă. De asemenea, alimente benefice sunt portocalele, căpșunile, ananasul, afinele, fructele de pădure, conopida, spanacul, brocoli, muștarul, sfecla, pepenele galben și roșu, vinetele, ardeii grași verzi și roșii, salata și morcovii. Spre deosebire de cerealele rafinate, cele integrale nu sunt golite de elementele nutritive. Ele conțin aminoacizi care previn și reduc inflamațiile articulațiilor. Cereale recomandate pentru consum sunt ovăz, mei, grâu, orez brun și orez sălbatic. Activitatea fizică. Mișcarea, de intensitate scăzută medie, este esențială pentru menținerea mobilității și funcționalității articulațiilor. Un program regulat de exerciții fizice va atenua din impactul afecțiunilor reumatice. Pe de altă parte, un fizic antrenat va suporta mai ușor terapiile. Tipul exercițiilor diferă în funcție de forma reumatismului. Activitățile aerobice contribuie la tonifierea musculaturii și la îmbunătățirea circulației. Activitățile anaerobice favorizează întărirea ligamentelor, tendoanelor, articulațiilor și oaselor. În același timp, contrastează tendința progresivă de reducere a masei musculare odată cu vârsta. Înotul este un sport benefic din toate punctele de vedere. Fiind o metodă de a arde caloriile, fără a supra-solicita grupele de mușchi sau sistemul osos. O slabă rezistență a musculaturii, care susține coloana vertebrală sau alte articulații, poate duce la apariția durerilor. Au fost făcute numeroase studii care au demonstrat că înotul de 3 ori pe săptămână întărește musculatura și ajută astfel la ameliorarea durerilor articulare cu caracter mecanic. Pilates a devenit în ultimul timp o metodă de tonifiere demnă de luat în seamă. Însă ceea ce nu știe multă lume este faptul că această tehnică de antrenament este extrem de bună pentru a atenua durerile osteoarticulare. Nefiind un sport care implică mișcări bruște, Pilates nu pune în pericol articulațiile, modelând în același timp, în mod armonios, toate grupele musculare.